Vă salut pe toți și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Manu, cameramanul din spate, și astăzi vom face unboxing-ul lui Samsung Galaxy A15, unul dintre cele mai ieftine telefoane din segmentul de buget al celor de la Samsung. Așa că haideți să începem. În primul rând, cam așa arată cutia în care vine telefonul și pot să zic că este dezamăgitor. Adică hai să înțeleg că nu pui la un telefon de top încărcător, că nu pui la un telefon high mid-range. Însă să nu pui un încărcător la un telefon care costă 6-700 de lei mi se pare dezamăgitor. Adică ai avut un buget limitat ca să-ți iei un telefon și pe lângă asta mai trebuie să dai undeva la 60-70 de lei pe un încărcător, plus o folie și o husă pentru telefon. Adică teoretic va trebui să mai cheltui încă 100-150 de lei pentru accesorii. Însă nu avem ce face, așa că asta este. Așa că avem o cutie de mici dimensiuni. Când o desfacem, ne întâmplă practic sertărașul în care vom găsi un cablu de alimentare, iar sub el se află telefonul și cheița SIM se află sub telefon. Iar acum haideți să desigilăm acest telefon. Am scos telefonul din folia de protecție și pot să zic că se simte destul de ok în mână. Se simte chiar destul de bine închegat pentru un telefon atât de ieftin. Însă din păcate pe spate avem un spate glossy care pare să fie făcut din plastic, iar la fel rama este făcută tot din plastic. Acum hai să facem primul boot al telefonului. Și acum a pornit telefonul. O să-i fac un setup de bază și revin cu primele impresii. Am făcut setup-ul de bază al telefonului și pot să zic că per total se mișcă chiar destul de ok, mai ales pentru bugetul în care se află. Însă ce pot să zic că este într-adevăr impresionant la acest telefon este ecranul. Deși costă 600-700 de lei, este un ecran Super AMOLED cu rată de refresh la 90 de Hz, care poate să fie setată ori la 90, ori la 60. Însă personal eu o să-l testez cu 90 de Hz. Și mare mi-a fost mirarea când am văzut o mufă de căști. Bine că măcar pe telefoanele mai ieftine nu a dispărut, pentru că personal eu sunt un mare fan al mufelor de căști. Însă ca prima impresie pot să zic că este un telefon destul de ok. Versiunea pe care o am eu este de 128 de giga și 4 giga RAM. Avem un senzor de 50 de megapixeli, un senzor wide de 5 megapixeli, mai avem un senzor de 2 megapixeli pentru capturile macro. Iar ca și feeling în mână, se simte destul de ok și nu este niciun telefon foarte mare. Adică pe partea de dimensiuni se aseamănă cu un Galaxy A54 de anul trecut și designul camerelor este identic la cele două telefoane. Astfel că în zilele următoare voi testa acest telefon. Așa că dacă aveți întrebări despre el, puteți să mi le puneți în comentarii, unde eu o să vă răspund tuturor. Ei bine, cam acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Acest telefon este cumpărat din banii mei, astfel că voi veți afla părerea mea sinceră. Nu uitați să vă abonați și să dați un like acestui video dacă vă place ceea ce fac. Eu sunt Manu și ne revedem în următorul video.